Paris la Sao Paulo, iată, maestre Ciobo Airizer, că avem șansa să vă reîntâlnim din nou acasă. Cu ce sentiment? Nu pot să vă spun ce emoții am când văd clădirea pe dinăuntru, după un timp de absență, sau colegii cu care de ani de zile nu m-am întâlnit. Bineînțeles, nu numai pe mine se vede că trec ani și pe ei, dar asta nu trebuie să observe. Oh,
Din păcate s-au rărit foarte mult prezențele lui Ciobo Irizer aici la Timișoara. Păcat. Să mă plâng că abia trăiesc. Într-un corp de ruine, cu o memorie foarte slabă deja. Da. Cu un timp foarte amănunțit, drămuit pentru fiecare învățat și pentru fiecare timp de odihnă și altfel nu pot să trăiesc. Iată că după Revoluție s-a evit șansa afirmării internaționale. Dar eu spun să depunem puțin tel amintirile și să începem de la acel moment în care Ciobo Irizer, nu știu la ce vârstă, descoperea că dorește cu orice preț să-și dedice viața muzicii. Nu știu dacă înaintea mea alții probabil au mai zis sau au mai zis într-adevăr sau nu. Este un fel de microb, scena. Indiferent că este vorba de scenă lirică sau proză dramatică sau eventual muzică ușoară sau altceva. Nici prin gând nu mi-a trecut să cânt sau să ajung pe scenă. A venit un profesor de canto la Cluj, la școală, și mi-a zis, domnule, e păcat să nu vii la câteva ore de pregătire. Și așa am început să intru în conservator fără să fiu student. Pe urmă, la 5 ore am reușit, după 5 ani. Dar de 5 ore am dat examen de admitere la București. Și după aceea încă a trebuit să fac mai multe hopuri. Că sănătatea îți joacă niște feste. Eu am făcut box, am făcut fel și fel de lucruri în copilărie și în tinerețe. Și deformări de nas și alte probleme trebuiau remediate. Dar totuși, dacă omul nu se lasă, ajunge. Paradoxal, să fi contribuit boxul la o voce cu o particularitate deosebită? Nu. A contribuit că la anul 3 de facultate a trebuit să mă operez neapărat cu deviație de sept și cu niște deformări interioare, că altfel nu mai puteam să urmez conservatorul. Și odată încheiat conservatorul, unde au fost primii pași pe scenă? Păi și asta a mers foarte ușor, fiindcă Bucureștiul nu mi-a oferit posibilitatea să dau cu spectacol de operă. Eu vroiam cu spectacol de operă să dau examen de stat. Clujul, Opera Română, mi-a dat un spectacol de Don Carlos. Și pe urmă, Timișoara a fost, care avea post de bas solist. Asta când era? În 72. Oh. Deci 20 de ani, seară de seară aproape pe această scenă. Da. Câteodată de două. Da, au fost ani eroi. Da. Poate rememorați câteva din momentele care v-au marcat, care v-au considerat de al casei, mai cu seamă că foarte mulți timișoreni încă vă iubesc și vă vor iubi mereu. Publicul simte că dai din propria ta viață ceva. Adică nu numai cânti și încerci să faci o meserie, dai din tine ceva. Asta se poate că se poate învăța, dar se poate că e și o posibilitate personală la câțiva, la care pe urmă e mai ușor să capteze atenția publicului. Că eu am noroc că pot să captez atenția publicului. Am avut câteva momente, bineînțeles și rele, dar și bune. Cred că cea mai frumoasă amintire mi-a fost debutul meu în Faust, când abia am putut intra în cabină. Așa multe flori am avut în cabină. Faust a fost unul din roluri, dar multe s-au învățat aici. Foarte multe și foarte ușor, față de cum pot să învăț acum. Sigur că da. Erau roluri, cred că sunt timișoreni care au văzut toate spectacolele de Silvia sau... Domnule, de acolo ești. Nu sunt de acolo, dar atât m-am
bătut singur la cap și am încercat fel și fel de lucruri până când era ceva. Cum se învață un rol? Se învață text, muzică, se citește material documentar, istorie. Eu am mai zis de multe ori, se poate că sunt unii care își aduc aminte, se fură cât se poate de la alții buni, foarte buni, mult mai buni decât noi. Și se adaptează la ziua de azi. Bun, dar în acest colectiv, cum v-ați simțit? Colectivul care, sigur, s-a împrospătat mereu, dar a beneficiat și de prezența unor maestri care au marcat începuturile operei aici. Sigur că da. A fost și un public foarte bun și maestri foarte bun. Eu foarte mult pot să-i mulțumesc lui Fenea Nicolau, care, din păcate, pe care, din păcate, în viu n-am auzit cântând. Era în pensie de mult și n-a mai cântat. Și cu care am învățat ani și după conservator și am șlefuit niște impurități, să nu zic lipsuri mari, dar tot așa pot să-i mulțumesc și trebuie să-i mulțumesc tuturor maestrilor mei, indiferent câteodată erau chiar împotriva. Și din astea se poate învăța, adică împotriva mea. Sigur, dumneavoastră tratați puțin cam cu umor aceste lucruri, dar într-un dialog pe care l-am purtat înainte de această înregistrare, îmi spuneați că la orice oră, sunteți culat din somn, puteți interpreta 14 roluri din repertoriul internațional. Care sunt acestea și care vă sunt, sau poate sunt prea multe, care vă sunt cele mai dragi dintre ele? Nu pot să zic că e mai plăcut sau e mai preferabil să cânt un Don Carlos sau un Faust. E adevărat că am vorbit cândva cu Guno și mi-a scris Faustul. Asta e scris pentru mine. Ce e apropiat, aici nu trebuie să-mi schimb deloc interiorul meu, că ce fac, asta e altceva. Însă, de exemplu, pentru un Filip din Don Carlos sau altceva, sau Flautul fermecat, unde trebuie să eman o bunătate interioară, care eu nu am, trebuie să lucrez mult. Dar ce ne facem cu Barba Albastră? Barba Albastră este foarte apropiată de un Mefisto, deși au fost, de exemplu, la Veneția, regizorul a început să-mi explice că este vorba de Dracula din Ardeal. Și spun, maestre, nu este vorba din Dracula din Ardeal, nu este vorba de sânge în particular, ci este vorba de interiorul unui bărbat care îmbătrânește, are eventuala șansă, ultima, să mai iubească o femeie și vede că degeaba, că numai secretele lui o interesează, nu persoana lui. Și atunci se închide complet. De fapt, nu este vorba că a omorât nevestea anterioară. Nu, s-a rupt de ele că nu mai putea să continuă viața cu el. Ce îmi spuneați aceste lucruri, mă întrebam, în pregătirea unui rol, ce este mai greu, să pregătești partitura muzicală, deci interpretarea notelor, sau să cunoști mai bine personajul, să-l interpretezi ca un actor? Nu se poate împărți cele două lucruri. În timp ce înveți textul, că și cuvintele au foarte mare însemnătate și forță și rol în spectacol, trebuie cuvintele, muzica, nu se poate cânta totul în forte și așa mai departe, trebuie găsit modalitatea de exprimare cea mai bună posibilă pentru mine, pentru partea respectivă, dar învățând, între timp se acumulează tot bagajul de cunoștințe pentru tot rolul. În momentul de față, în lumea largă, nu se poate trăi numai cântând.
este un Pavarotti care exprimă vocal și încearcă, că este foarte bolnav, încearcă să nu se miște mult. Dacă are 5 minute pauză, stă jos pe scaun, că nu poate să stea mult. Că noi câteodată stăm 8-10 ore pe picioare. Că încă o dată, o pauză de o oră, să zicem. Însă, deja, dar este Pavarotti. Nu este posibilă intrarea în lumea artei în momentul de față fără o foarte bună interpretare și o îmbinare între vocal, muzical, actoricesc și scenic. Începeam interviul spunând că de la Paris la São Paulo ați poposit la Timișoara. V-am văzut ani de zile, cum în anii aceia grei, eroici ai operei, când vă ieșeau pe scenă aburi din gură, în care puneați foarte la grea încercare coardele vocale. Dar acum, cred că vă chinuie mai mult orarele avioanelor, vă chinuie acea programare a celor 5 impresari pe care îi aveți. Până când aveți programat calendarul nostru? Până în toamna anului 98. Și cum puteți să fiți egal până în toamna anului 98? Noi sperăm și mai departe, sigur. Nu pot să fiu egal. Încerc să fiu egal, dar asta vedem. În ce constă munca vedetei acum? Vedetei e prea mult. Este o muncă ajutată de talent, dezvoltat și cu noroc și cu alte amănunte, sănătate, nervi. Nimic nu se poate face ce să fie contraindicat. Eu, în vara asta, niciodată n-am fost la plajă. N-a fost o vară caldă, n-am unde am umblat eu. N-am avut timp, să zicem că 2 săptămâni n-am cântat nimic. Și să pot să stau la plajă, să intru în mare sau în apă curgătoare sau oriunde, era imposibil. Adică nu pot nici o clipă să uit că mă costă foarte mult, în sănătate și pe urmă și bani. M-am mâncat înghețată din 61, de exemplu. Nu pot să mănânc nimic din frigider sau să beau din frigider. Câteodată se uită câte un kelner când sunt undeva prin lumea largă că vreau apă, că am fost în Italia odată și am băut apă, nu m-am gândit, am băut apă din robinet. Și era contraindicat, nu era potabilă apa. 2 zile, ficatul și tot stomacul îmi făcea glic, 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 glic. De atunci beau apă minerală, oriunde sunt. Și spun, cer apă minerală la temperatura ambianței. Păi avem cu gheață, dacă nu spun, nu, caldă, caldă. Dar și asta trebuie obișnuit. Deci, totuși, noi ceea ce credem că este o viață de relaxare, de odihnă... Nu este relaxare niciodată. Relaxare niciodată. De exemplu, am fost la Cluj la niște prieteni, am avut un spectacol, prietenii mei s-au adunat la o petrecere, să discutăm, să mai vorbim. Și într-o casă iarnă, casă destul de mare, au fumat 8 perechi. Am stat 10 minute și am plecat. Dar noi ne-am adunat pentru tine. Foarte bine. Vorbiți despre mine cât de prost sau bun sau nu sunt, dar dacă eu mai stau aici, mâine nu mai cânt. Gata. Începe să-mi curgă nasul, scuip, ciao. Și am înțeles că vă așteaptă și o mare experiență Tokyo. Da. Să spunem că nu mă mănâncă japonezi. Dar umblând acum, vă reîntoarceți cu amintirea la totuși anii în care ieșau aburii din gura dumneavoastră pe scenă? Să știți că omul este un animal în capul căruia rămâne numai partea plăcută în general. Și mai aduce aminte, dar nu la toate. De exemplu, acum mie îmi trec ani și nu sunt răcit. E adevărat că e serengal cu mine și medicamentele cele mai bune din lume, în spray și în pastile și în toate. Și, de exemplu, în Buenos Aires, în umiditate de 95-98% și cu un smog infernal, am simțit că nu e bine.
am cerut o zi de pauză, mi-am dat injecții și a treia zi am cântat. Dar nu mi-aduc aminte așa că, vai, ce rău a fost. Da, a fost, dar mi-a rămas mai mult Faustul. Iertați-mă că mă cheamă pe scenă. Lacerato spirito, resto genitore, servata strazio di infamia e di Angeli, pre.